Acțiune. Așa, bună ziua, domnul. Bună seara, domnule. Bună seara. Din câte am auzit noi, sunteți șeful departamentului Hitman. Asta s-a plătiți. Este adevărat? Da, domnule, Hitman este mult spus. Da, este adevărat. Ok, ne puteți spune cu ce vă ocupați, câți bani câștigați pe lună? Sau nu vă este milă Domnule, când omorâți variază banii. persoanele? Mare parte noi nu omorâm, doar răpim și dăm mai departe persoanele. Nu, ne ocupăm și cu asasinări, dar în mare parte sunt răpiri în acest oraș. Ok, colegul puțin mai spate cu microfonul, te rog. Da. Și Așa. banii variază. Depinde acum de la contract la contract. Perfect, perfect, colegul. Ok, ne puteți spune așa un exemplu de bani cât luați pe persoană? Să știe și Păi, lumea. domnule, pe un lider de poliție luăm undeva la 2 milioane de euro. Deci sunt sume Oho. gigante. Euro Și pe sau un dolar? Că... civil, euro, domnule, euro. Și pe un civil Ok. ajungem la 100.000 de euro, deoarece nu prea sunt importanți în acest oraș. Ok, sunt sume chiar măricele, să zicem. Dar așa, mașina care este? Mașina noastră. Acel BMW? Domnule, deja dau prea multe date confidențiale și să nu mă trezesc cu SRI-ul la poartă. Deci, Domnule, vă nici rog frumos să problemă, vă abțineți păi... de întrebări de-astea personale. De asta am și venit aici, că vrem să vorbim mai detaliat, pentru că ia uitați unde suntem aici, suntem la o clădire de SRI. O să vreau și un reprezentant al Ah, am SRI-ului, dacă înțeles. se poate să vorbim ceva cu el. Dar după o să-l căutăm. Da, domnule, nicio Păi, problemă. n-am ce Păi, să vă mai haideți să revenim zic. la subiect. Haideți să revenim. Mașina noastră umblăm cu un Rolls-Royce model 2017, că na, ne permitem luăm Ok. bani mulți. O să vă dau mail-ul meu, să-mi trimiteți pozele cu mașinile, poate o să le vi le băgăm în ziar. Da, domnule, vă trimit. Nicio problemă, doar Da, să-mi notați? spuneți mail-ul Notați nostru acolo? și... Numai o secundă să deschid și eu iPhone-ul ăsta. Gata. Spuneți. Da, zentrixnews.protv.com aron.com. Gata, domnule, mi-am notat aici. O să revin cu un Perfect. e-mail. Altceva Ok. cu ce vă mai pot ajuta? Cu puneți-le așa, după dumneavoastră, ne povestiți ce faceți. Soție, copii, orice. Domnule, sunt burlac, domnule, am doar 24 de ani, adică am tot viitorul în față. M-am antrenat atât de mult în această agenție încât nu m-a Ei, văd că interesat aveți mușchi. altceva în afară de antrenamente, asasinări și răpiri. Ori mi Pun s-a părut mare bază mie, în... ori atras cineva. Aolo, aolo! Domne! Doamne, vino, Tare! vino cu camera, vino! Colegul, colegul, colegul. Fugi, fugi! Vino cu a, vino cu a, vino cu a, că a murit colegul. O să Aoleu, oprim bă, știrile mai trăiești, aici. nu?